Consumul plantelor etnobotanice face tot mai multe victime în rândul tinerilor din țară. În Făgăraș, în schimb, adolescenții sunt feriți de astfel de magazine de vise. Autoritățile locale au interzis aceste afaceri după ce, în urmă cu un an, mai mulți liceeni au ajuns la spital pentru că au consumat plante halucinogene. În urmă cu un an și în Făgăraș și-a deschis porțile un magazin cu plante pentru tinerii amatori de vise, însă nu a rezistat prea mult. Autoritățile locale au luat imediat măsuri când au auzit că mai mulți tineri au ajuns pe patul de spital după ce au consumat plante din acest magazin. Eu aveam informații că ajung la spital tineri, liceeni în special, care consumă astfel de substanțe și în primul moment în care mi s-a și demonstrat că o tânără a căzut pe trotuar chiar în centrul orașului, în fața primăriei, am spus din clipa asta, asemenea magazine nu își au locul în Făgăraș, este, v-am spus, ca și când aș oficializa un izvor al morții, ceea ce eu nu-mi permit să fac cu populația Făgărașului. De atunci, orice afacere cu astfel de plante nu a mai fost tolerată pe raza municipiului Făgăraș. Eu am spus câte vreme sunt primarul Făgărașului și am posibilitatea să emit un acord de funcționare pentru orice comerciant. Atâta vreme cât sunt primar al Făgărașului, nu voi permite asemenea magazine în Făgăraș, pentru că este ca și când aș permite să vină moartea pe stradă. În primul moment în care am auzit că sunt tineri care leșină pe stradă, după ce au consumat asemenea substanțe, am cerut angajaților mei să facă tot posibilul ca să se închidă magazinul ce tocmai se deschisese și am aplicat două amenzi la rând, am cerut o serie de documente până când am reușit să închid acest magazin și astăzi mă bucur că nu mai există în Făgăraș un asemenea magazin și o să fac tot posibilul nici să nu mai apară. Dacă și în celelalte orașe ar fi luate aceste măsuri, probabil numărul tinerilor care ajung în stare gravă la spital după ce consumă astfel de plante ar fi mult mai redus sau poate chiar inexistent.